Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi o să vă facem cunoștință cu o fetiță foarte talentată și foarte cu minte. Este în clasa 4-a, se numește Sara. Puțin dintre copiii noștri reușesc performanțele Sarei și o să vedeți de ce. Am să rog să se prezinte și să spună în ce clasă e și de la ce școală, da? Sara, spune! Bună ziua, sunt Sara Marchi, sunt de la școala numărul 3 din Slatina, în clasa 4-a la domnul Ștefănescu. La școala numărul 3 din Slatina, da. Sara, ia spune tu, după cât am văzut pereții aici în casă la tine, sunt plin cu diplome, foarte multe diplome. Și o să-l vedeți și noastră, dragi telespectatori, imediat. De unde sunt aceste diplome? Tu ești foarte talentată și am și spus de ce. Ești un copil deosebit. Pentru că ești foarte bună la... Spune! Dansuri. La muzică, la dansuri. La karate. La karate. Uite așa mică cum o vedeți, e și bună karatistă, da. Ce? Ai multe trofee pe aici. La teatru, da? Așa. Dar înveți și foarte bine. Am 10 pe linie. 10 pe linie. Deci în clasa 4-a tu ai 10 pe linie. Da. Deci la matematică participă, să știți, la foarte multe olimpiade. Și la română, limba română și la matematică. Și la matematică. Și la engleză. Și la engleză, da. Ia spune, Sara, tu nu obosești niciodată, că alți copii nu obosești, da? Ia spune, ne-ai spus ceva frumos mai devreme, de ce te duci tu la școală? Mă duc să-mi fac prieteni, să învăț și să mă distrez. Da? Vedeți? Să duci la școală ca să distreze, cel mai frumos lucru pe care l-am auzit. Ai început de foarte mult timp să, să ai... înclinațiile astea de desen, de muzică, de... Da. Adică... Ia spune tu, când ai luat tu... Da? De la 2 ani schiez? Da. Extraordinar. La 2 ani abia mergeam în picioare fără... Mă împiedicam în botoșei. Așa. Și o să ne arată, o să vedem și niște trofee pe care le-ai primit tu. Dar ai concurat la schiuri, la ceva? Am înțeles da. Că ai și niște trofee, da? Da. Asta, nu ne vorbești așa de primul tău concurs de schi? Îți mai aduce aminte? Nu prea. E nu prea, e foarte mică. Mică. Și unde ai participat la concurs? În Italia. În Italia. Da. Trebuie să spunem că tatăl Sarei este italian. Este un om de afaceri care își desfășoară activitatea la Slatina sau în județul Olta. Așa, și iar Sara merge deseori în Italia.
Ne-a pus pe masă câteva trofee pe care tu le-ai câștigat de-a lungul timpului. Așa, și să nu uităm, ești în clasa a patra, dar ai numai 9 ani, pe când colegii tăi sunt mult mai mari. 11, mulți dintre colegii tăi au 11 ani. Așa, bun. Ia să ne spui, ne arăți și să... Ce cu trofeul așa mare? Pe acesta l-am câștigat la 3 ani sau la 4 ani. La Kung Fu, la Kung Fu, da. Nu, la ski. Nu, acolo e Kung Fu, văd. Da, la Kung Fu. În Italia. Da. Scrie Copa de Italia, mă rog. Da. Și tu, la 4 ani, așa, cupă mare, s-a dat. Era, da, foarte frumoasă. Mai departe, ce mai e acolo? Aceasta am câștigat-o la schi. Da, tot în Italia. Da, la 2 ani. La 3 ani, mai. La 3? La 3 ani, da. La 3 ani. Bun. Aceasta la karaoke. Ediția a doua, la Deja Vu, pe 4 ianuarie 2013. Deci anul ăsta, asta e ultima cupă pe care tu ai câștigat-o? Da. A, așa, bun. Și acolo ce mai avem cu atâtea medalii? Că trebuie să vedeți dumneavoastră asta. Și nu sunt singure. La Cupa României, la MBTA, locul, am luat locul întâi la Blaj, pe 2011, cu echipa. Și... De dansuri, da, bănuiesc, da. Și ai și niște premii pe care noi o să le arătăm telespectatorilor noștri. Așa, spune ce acum. Am câștigat-o la Stelele Olteni, cu formația Margaritarele la Just Dance. Da, face gălăgie cățelușa că nu... Aceasta, tot cu formația Margaritarele la Majorete, cu Albă ca Zăpadă. Iar aceasta ne-a dat-o primarul. Este un premiu special, da? Primarul municipiului Slatina, da. Și ne-a dat și... Da, voi ați fost premiați cu ocazia zilelor Slatinei. Mai mulți copii, mai multe... Premii, clase... Clase, nu... Trupe. Trupe de dans, da. De dans, da? Da. Și au câștigat între timp și copiii care au avut tot 10 premii. A, deci copiii care, și bănuiesc că tu ai luat două. Nu. Nu? Bun. De la 5. A, clasele mari. Da, da, clasele, da, am înțeles. Ei au fost premiați. Da. Sunt foarte multe, văd că ai foarte multe diplome și premii și medalii și... da, ești un copil foarte... Da, stat, foarte talentat și care muncește tot timpul. Nu știu când ai timp să te joci, dar tu ai zis că... Te joci când tu te la școală, că pentru tine școala este o distracție. O distracție, da. Între timp mai și învăț. Da, am înțeles că... Distracție. Da, înveți din această distracție. De exemplu, cum ți se pare ție matematica că e o distracție? Că pentru unii copii nu prea e așa o distracție, mai mult în chin. Pentru mine e o distracție, deoarece înveți multe și poți să înveți și prin joacă. Da, înveți să socotești, da. Înveți să faci diferite jocuri. Da. Așa, tu ce crezi, le datorezi foarte mult învățătorilor care ți-au îndrumat pașii sau din sufletelul tău așa a pornit dragostea asta pentru, atât pentru materiile de la școală cât și pentru o grămadă de alte lucruri? Ești... O iubesc pe doamna profesoară de dansă, o iubesc pe doamna de vioară. Nu, așa, și ca să ne faci o demonstrație, ne faci mai târziu, da?
Îl iubesc pe domnul de la școală, chiar dacă ne mai păruiește câteodată sau ne mai ceartă. Da, domnul învățător? Așa, foarte frumos. Deci copiii, cred că deci trebuie un pic să fie și un da, pic mai cercat. Mai dur. Mai dur, da, da, ca să poată să învețe calcă. Chiar glumește cu noi, adică iubește copiii, nu iubește este copii. Rău. Da, da, am înțeles, dar când trebuie să își da. Impună personalitatea, spune, gata, până aici joacă. De aici încolo învăță, da, da, foarte bine. Mai ales când încep orele și copiii fac gălăgie, da, nu intră așa în fire, dar după aia... Da, da. Foarte bine, Sara. Ia spune, ce am înțeles că joci într-o piesă de teatru? Da. Foarte interesant. Joc și cu mami. Joci cu mama ta. Da. O să vedem și pe mami. Te rog, mami, să ne spui puțin așa mai multe. Cum ați reușit să jucați împreună într-o piesă de teatru? Pentru că nu e puțin lucru și mai ales la noi, la Slatina, unde cultura e cam moartă, da, și mai vorbim de toate ce. Bună ziua, vă spun și eu. Într-adevăr, jucăm împreună într-o piesă de teatru. Eu fac parte din trupa de teatru de la Școala Populară de Artă, iar Sara joacă alături de noi datorită talentului ei. Ea a făcut și un film. A fost selectată de doamna Stella Popescu pentru a juca într-un mic serial, prima telenovelă din țară pentru copii, care se numește Misterul Sofiei, unde când care va apărea undeva în luna mai, în premieră, pe Canal D, dacă... Uh-huh. Cum să nu? Da. Abia așteptăm să-l vedem. Și eu. Sunt convinsă. Ia spuneți, nu e așa un pic greu cu Sara, că... ea este tot timpul ocupată și, bineînțeles, dacă ea e ocupată, dumneavoastră trebuie să o duceți tot timpul acolo unde trebuie, fie la diferite concursuri din țară, și sunt și costisitoare și așa tot este. Timpul trebuie să fiți alături de ea. Așa este. Într-adevăr, am făcut anumite sacrificii, am lăsat, să spunem așa, serviciul deoparte. Și vă ocupați numai de Sara. Și în momentul de față mă ocup doar de Sara. Necesită foarte mult timp să o duci la toate cele activități pe care le practică, să mergi cu ea în concursuri. Noi participăm în țară, plecăm la Constanța, Costinești, Arad, Oradea, Deva. Acolo unde se țin concursurile. Acolo unde se țin concursurile și trebuie însoțită, da. Necesită timp, necesită răbdare, foarte multă răbdare. Și răbdare, dar și este o cheltuială foarte este mare. Este și o cheltuială foarte mare, dar eu consider că se compensează. Se compensează foarte mult, pentru că aduce și rezultate foarte, foarte bune și atunci... Se merită, da? Se merită tot efortul. Se merită tot efortul. Eu zic că banii investiți cel mai bine sunt atunci când investești în propriul copil. Copil, da. Copii. Da, bun. Da. Ia spune, Sara, ce concurs o să au? Pentru ce te pregătești în viitorul apropiat așa? Ce vei mai face așa? La ce concursuri vei mai merge? Că știu că tu nu stai așa numai. Ai luat o grămadă de medalii, diplome, nu știu ce, gata, te-ai liniștit, nu? Nu, nu o să stau pe loc. Nu știu dacă doamna profesoară o să mai vrea să ne mai ducă. Da, vrei să participi în continuare da, la toate da. Concursurile? Da. Da? Și știi vreunul apropiat așa? Care, unde vei merge? În martie. Da? Na, martie avem un concurs național de... Deja vorbim, avem, da? Da, 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 avem, pentru că noi suntem tot timpul împreună. Da, da, da. La gimnastică. Care se va ține în Slatina. Da. Da? Doamna profesoară Bălăiță va deschide sesiunea de majorete. Da. După care vom participa și noi la rândul nostru la Bacău, Oradea, Deva, unde se vor ține în continuare până la sfârșitul anului. Deci se face o preselecție aici și pe urmă vor merge într-o fază județean. Concursul va porni de la Slatina și va continua mai departe până în luna octombrie, unde este finala la care noi și anul trecut și anul acesta, spun noi pentru că eu da, mă simt tot timpul implicată. Sigur că da. Da, unde copiii au câștigat locul întâi pe țară, consecutiv 2 ani la rând. Să sperăm că și anul acesta câștigăm Copa României, ceea ce ne dorim foarte mult. Nu așa, Sara? Și la alte festivaluri de muzică, pentru că ea cântă și la vioară și la chitară și vocal și să sperăm că
vom aduce și de acolo trofee și... Și că veți putea să, faceți față fizic la toate provocările astea, așa putem să le zicem, provocări. Da, atâta timp cât îți programezi totul din timp și îți faci un program foarte bine stabilit, lucrul acesta se poate întâmpla. Da, bun. O să te rog, Sara, să cânti pentru telespectatorii noștri și nu numai, să ne cânti câteva acorduri la chitară, la vioară, se poate? Da, te rugăm frumos! Specifici telespectatorilor noștri că tu cânti de la vioară numai de o lună de zile. Două luni. Da. Și la chitară? Două luni. Bravo. Deci eu, la un instrument destul de greu, vioara a reușit să cânte foarte frumos. E mai cânt și altceva? Sau... Da? Bun. Să te mai joci cu păpușile, am văzut că și cățelușa care o ții cu tine și care nu rețin niciodată numele, cum o cheamă? Ida, da. Am văzut că te joci și ea este singura jucărie vie cu care tu te joci, că altfel nu ai timp, nu? Te scoate așa din... Vie, da, dar alte păpuși mai am, dar nu prea am timp să mă joc cu ele. Nu prea ai timp, dar Ida se joacă cu tine și chiar dacă n-ai timp, da? Da. Am văzut că îi place foarte mult în căruciul așa de păpușele și stă acolo și e foarte cumințică. Îi place să o alinți și să o plimbi cu căruciul. Așa, ea spune că ea e foarte mică. Câți ani are? Cât are? Câte luni? Câți ani are? Are un an și 2 luni. Da, și 2 luni, da. Foarte. Și te iubește foarte mult, da, am înțeles. Și sunteți nedespărțite. Abia așteaptă să vii de la școală sau să vii din concursul, de la concursul, de unde ești tu plecată. Dacă plec și rămâne singurică, mereu ascult cu ureche la ușă și plânge. Plânge, da? Da, chiar dacă e mami acasă. Da? Tot plânge, da? Și plânge. Chiar dacă mă întorc, eu fericită, deci... Nu știu cum să vă spun, dar stă în brațe, cu minte, cu mușcă, adică... Mușcă, dar nu cu răutate, când se joacă. Da. E prietenul tău cel mai bun, da. Nu? Te păzește când dormi. Așa am înțeles de la tati, că te veghează atunci când dormi. Bine, Sara, noi îți mulțumim, îți urăm succes la școală, îți urăm să iei cât mai multe medalii,
și distinții, că tu ești o fată de altfel distinsă printre alți copii. Și sper să ne mai întâlnim și să ne mai povestești așa în detaliu despre cum ai câștigat tu o medalie sau alta, sau prin ce peripeții ai trecut și cât de greu ți este să fii tot timpul prima. Da, Sara? Sau nu ți-e greu să fii prima? Nu, ți-e foarte ușor, da? Așa am înțeles de la mami. Fiindcă că muncesc și tot nu. Și pui pasiune într-o... Da. Chiar dacă muncesc ore întregi, tot nu mi-este greu, pentru că nu este o distracție mereu. Bine, Sara, încă o dată mulțumim și părinților tăi că au fost drăguți și ne-au lăsat să stăm de vorbă cu tine. Mulțumesc și eu. Și îți urăm toate cele bune.